Uite, m-am spart de la tine. A, păi, nu-i să dau după care. Dar, babule, m-am văzut de la care-i mai. Ce? Șucarnane, șucarnane, hop, hop, hop. Ela, ele. Astea, mele. Și ești așa că m-am întâmplat la Vai por lá, por lá. Deci mă înțelegi, nu? Înțelegi, deci
spuneam că a luat-o. Deci, a luat-o, domnul, dacă a luat-o, a luat-o. Deci, nimic nu înțeleg. Dar are început și are sfârșit. Continuitate după aceea. Care au zis de Mihai Flore, da. Mă rog, a murit. Foarte bun comentator. M-am dus de la Reșița cu trenul, că așa era până acum 19 ani. Și trebuia să vină la hotel să ia date despre fiecare solist. Eu la vremea aia aveam 18 ani nebunie. Și îmi spune, de unde sunteți? Zic, Caraș Severin. Păi din Caraș sau din Severin? Păi nu, dragă, zic, Caraș Severin din județul. Nu? Că mulți fac confuzie cu care cu județul ăsta, Caraș Severin. A, ești oltean? Nu sunt oltean, că astea-s limitele județului. Severinul, unde de fapt începe celălalt județ, începe Mehedințul, ci Carașul. Termine Caraș. Și mă duc și ăsta mă întreabă, zice, câți ani aveți, tata, mama, nu știu ce, și povestesc, zice, unde ați învățat să cântați? Nu știu dacă trebuie să te învețe cineva să cânti. Așa, de când știu, eu am început să cânt de la grădiniță, nu știu ce. Dar zice, totuși trebuie să moșteniți pe cineva. Zice, și cine mai cântă în față? Zic, taică-mă. Asta așa, frate, zice, tata, dumneavoastră cântă, da. Zic, taică-mă cântă când bea așa, taică-mă bea rom, jamaica, bea, bea. Și când se barberește, zice, domnule, cum să spun asta în emisiune? S-a spus să spui, dar ți-a spus că nu cântă nimeni și nici nu cântă nimeni în familie și se moștenește. Eu nu cred că se moștenește. Hai, nu, Andreea e o întâmplare. Ce atât am învățat-o și am știut. Ea avea serbare la grădiniță. Câți ani putea să aibă? 5 ani. Și mă cheamă educatoarea și sunt foarte talentată Andreea. Andreea, știam că spunea poezii. Dar n-am auzit-o cântă niciodată. Și s-a auzit la serbat. Și am auzit-o cântă, n-am rămas surprinsă. Eu n-am învățat-o niciodată. Nici pe mine nu m-a învățat nimic. Nici pe cineva să te înveți, asta deja nu mai e. Adică așa trebuie. Ce zici?